Un concept american de comerț a ajuns la dej, organizat de un grup de mămici. Este vorba despre târgul Yard Sale, care propune comerțul cu produse handmade și second hand, accesibile tuturor familiilor. Târgul se află la prima ediție și s-a dovedit a fi un succes. Sute de dejeni au achiziționat haine, încălțăminte și diverse produse la prețuri din cele mai mici. Evenimentul s-a lăsat și cu sesiuni de dans, cântece și face painting pentru vizitatorii mici. Printre altele, cei prezenți au putut învăța tehnici de împletit nuiele, olărit, sculptură în piatră, marmură și lemn. Însă acțiunile de divertisment nu au fost scopul principal al târgului Yard Sale. Evenimentul în sine a urmărit strângerea de fonduri pentru un copil de 8 ani din Dej, diagnosticat cu leucemie.